Vreme extremă în Spania din cauza furtunii Juliet, este cod roșu de ninsori în insulele Baleare. Zăpada va atinge jumătate de metru și vor fi valuri de 15 metri. Va ninge chiar și la malul mării, în peninsulă. Temperaturile au coborât până aproape de minus 16 grade în mai multe regiuni. În Catalonia, Aragon și Castilla y León este cod portocaliu de ger, vânt și ninsori. Și alte 12 regiuni sunt în alertă de cod galben. Pe câteva drumuri din Cantabria, în nordul Spaniei, se circulă în condiții de iarnă.